Bună dimineața și dintr-o zi de 5 decembrie, iată că ne apropiem așa încet, încet de venirea lui Moș Nicolae și ne așteaptă o zi lungă astăzi. Cum s-a petrecut totul în această dimineață? M-am trezit, m-am schimbat rapid, l-am trezit și pe Luca, l-am lăsat la școală. Am venit acasă și acum vreau să mă apuc așa încet, încet să-mi fac treburile. O să încep cu aprinderea bradului, pentru că îmi place ca totul să fie aprins în casă de dimineața până seara, ca să mă bucur cât mai mult timp de toate decorațiunile pe care le-am pus. Apoi vreau să îmi fac cafeaua și să mai mă uit și eu la fetele care postează Vlogmas. Sunt destul de multe, câteodată îmi permite timpul să mă uit în ziua respectivă, câteodată nu, dar încerc așa să mai recuperez la cafea. Apoi trebuie să mă duc să fac niște cumpărături la Mega, pentru că nu prea mai avem de niciunele. Știți că eu merg de obicei la început de săptămână la Mega și vreau să vă arăt un produs nou pentru păr care a ajuns la mine. Trebuie să mă și spăl pe păr cu ocazia asta și să-l folosim, să vedem dacă funcționează. Este așadar un produs de styling. Sunt multe de făcut, trebuie să mă duc apoi să-l iau pe Luca de la școală, să venim acasă să ne facem și noi ghetuțele. El pleacă la antrenament și eu rămân să editez, pentru că asta trebuie să se întâmple în fiecare zi. Vreau acum să încep să o luăm, de fapt vreau să o luăm așa într-o ordine cât de cât logică, și anume vreau să mergem să facem cafeaua și parcă aș aprinde o lumânare. Cred că aș aprinde-o pe cea de la Dark Shop din calendarul advent, pentru că n-am aprins niciuna până acum și iată, suntem în 5 decembrie, moment în care eu filmez, așa că ar trebui să ne ocupăm și de chestia asta. V-am promis că vă povestesc despre acest aromatizor. Din păcate, nu mai știu exact de unde și când l-am cumpărat. Să știți că există și din acelea clasice pe lumânare. Puneți aici o lumânare normală care se va topi în această ceară, care miroase absolut superb. Și jos îi puneți o lumânare din aceea, o pastiluță din aceea mică albă și se va topi lumânarea de aici. Dar mi se pare cumva mai bine așa, pentru că nu mai stai să schimbi lumânarea, să observ când se arde complet. Și vreau să vă zic că ceara s-a topit imediat și avem și puțin sclipici aici, iar toată bucătăria este absolut inundată de acest miros. Deci chiar vă recomand lumânările de la Dark Shop, pentru că știe Roxana ce face. Deci am rămas în garaj în mașină. Pentru că ascultam Magic FM. Apropo, dacă ați ascultat Magic FM pe 5 decembrie, nu știu dacă ați ascultat scrisoarea unui copil pe nume Luca. Deci atât de tare m-a emoționat, vă jur. Voiam să vă povestesc așa foarte pe scurt. Dați un pic să dau radioul mai încet. Încerc să mă liniștesc. Ideea e așa că este un copil, Luca, care i-a scris lui Moș Crăciun o scrisoare, apropo are 8 ani, este din județul Ialomița și, mă rog, îi povestea printre altele moșului că vrea mai mult timp pentru mama lui, pentru că îi crește singură, tatăl lui, din ce am înțeles, a plecat de acasă și a fost mai bine așa pentru că se purta urât cu ei.
Și dacă vă aduceți aminte ce v-am spus ieri, în clipul cu Secret Santa, apropo de timp, că probabil este cea mai deprețuit resursă pe care o avem și de care nu trebuie să ne batem joc. Dar m-a emoționat atât de tare de faptul că a cerut mai mult timp pentru mama lui și a spus că își dorește ca noaptea să fie mai lungă pentru că ea să se odihnească mai mult. Lucrează de dimineața până seara pe lângă casă, din ce am înțeles. Și își dorește câteva jucării ca la televizor, ca să se poată juca cu fratele lui. Da. Cred că am plâns până acum de, vă jur că am vrut să dau totul afară pentru că m-am emoționat foarte tare și ieri și n-am apucat să plâng după clipul cu Secret Santa. M-am emoționat acum și am tras o tură de bocet așa ca să eliberez toată chestia asta din mine. V-am zis că eu 9 decembrie sunt praf, deci sunt praf, 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 nu... Dar să știți că am realizat, nu că nu știam, știam, dar în fiecare an de Crăciun realizez că sunt atât de mulți copii necăjiți și în fiecare an am făcut tot ce am putut și ce mi-a stat în putință ca să ajut măcar unul dintre ei. Așa se va întâmpla și anul acesta, dar nu vreau să intru în acest subiect pentru că vreau să îndemn mai multe persoane cu cât puteți și cum puteți. Faceți bucurii mici unor copii pe care îi puteți ajuta ca să simtă și ei Crăciunul. Gata, mă duc în casă, probabil. Probabil mai trag o tură de plâns, dar vă spuneam că am venit de la Mega, am aici punga în spate, intrăm în casă, vă arăt ce am cumpărat și încercăm să continuăm ziua. Dar dacă ați citit scrisoarea, dacă ați ascultat de fapt scrisoarea lui Luca citită de Eliana Stanciu la Magic FM, lăsați-mi și mie aici în comentarii să știu dacă sunt singura trilulilu care plânge sau mai emoționat și alte persoane. Să continuăm, zic, m-am liniștit un pic. Cam acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut la Mega în această dimineață și le vom lua pe rând. Am plătit în total pe toate aceste produse 340 de lei. Scump, domne, scump. Am luat în primul rând niște șervețele de bucătărie pentru că rămăsesem fără. Acestea de la Ceva mi se par foarte, foarte bune, doar că uneori sunt un pic cam lungi. Și să știți că am găsit și această variantă, Ceva Premium. Practic, un șervețel este împărțit în două jumătăți și folosești cât vrei. Dacă îți trebuie mai puțin, iei doar o jumătate. Dacă nu, iei șervețelul întreg. Foarte, foarte bune și ele îmi plac foarte mult. Apoi am luat pentru Luca o pungă de cereale. Mănâncă foarte rar cereale. Cred că luăm o pungă din aceasta micuță de... Câte grame are, nu știu... 225 de grame odată la, nu știu, 2 luni, ceva de genul acesta. Apoi am luat un Actimel cu afine, mure, ceva pentru sistemul imunitar. De la Cocorico am luat niște mușchiuleți de pui pe care obișnuiesc să-i fac la Tefal, la OptiGrill. Îi marinez, să spunem, puțin înainte, pun un pic de ulei, puțin paprika, usturoi, se marinează foarte bine vreo 2 ore la frigider și apoi îi pun la OptiGrill și în 10 minute iese o cină delicioasă. Vestita pâine KB, neagră fără coajă, este practic miez. Apoi aici am luat o tortilia cu semințe, îi mai fac eu mami pizza, tot pentru mami pizza, șuncă din pulpă de porc de la Sisi. Am luat 2 pachete. Aici am luat pentru un mini cadou, am luat în primul rând această punguță Santa Claus is Coming to Town, în care voi pune acest moș de ciocolată de la Milka, care mi s-a părut super interesant pentru că are gust de turtă dulce. Voi pune această cană de la Milka, tot așa cu un moșuleț și ceva bomboane în interior și acest glob cu ciocolată Toblerone, una dintre preferatele mele, apoi o Philadelphia Light, tot așa pentru sandwich-uri dimineața, un cașcaval de la Delaco Sofia, un lapte de la Napolact, 1,5% grăsime pe acesta îl folosim noi, apoi mi s-a făcut poftă, și acum plouă în gură, de această limonadă cu trandafir de la Fentimans, este foarte bună, foarte gustoasă, într-adevăr nu este una dintre cele mai ieftine, dar un răsfăț odată la ceva timp merge, este cam 11 lei sticla, am luat 2.
Apoi am luat o soluție pentru mașina de spălat vase. Cred că vedeți și covorul. Hai că vi-l arăt și cu ocazia asta. Este soluția pe care o punem pe lângă pastilele de curățat. Apoi roșii sherry, două legături de ceapă verde și vreo, nu știu cât să zic, 8 castraveți de dimensiunea aceasta. Cu ocazia asta vă arăt și covorul. Este super pufos. Toți copiii care au venit până acum la noi în casă s-au trântit pe el. Da, sunt foarte drăguță, știu. Arată foarte bine. Cam atât de pufos este. Și Luca a stat pe aici tolănit. Așa că ne bucură tare mult alegerea pe care am făcut-o. Dacă nu știți la ce mă refer, este acel covor pe care l-am luat, cred că înainte să plecăm noi la Paris de la MobExpert. Trebuie să stai un pic să-l aranjezi, pentru că nu se vede extraordinar de bine dacă nu e aranjat, dar după ce îi dai așa un pic cu aspiratorul, să știți că arată foarte bine și zic eu că merge bine cu bucătăria noastră. Trebuie să ies puțin în oraș, asta înseamnă că nu pot să mă duc așa și trebuie să aplicăm un picuț de make-up, mai ales că am tras tura de bocet de mai devreme. Și m-am gândit că este o ocazie foarte bună să mai testăm din produse. Sunt super curioasă de două, în primul rând de acest fond de ten de tip pudră de la Estée Lauder, abia aștept să-l testez, și acest concealer de la Tarte. Este cel pe care l-am luat din Paris și dacă pun fond de ten de tip pudră, nu o să pot să aplic concealer deasupra. Așadar, m-am gândit să-l aplic dedesubt. Vom începe cu el. Sunt super curioasă. Se numește Double Duty Beauty și are nuanța 34S Medium Sand. Hai să vedem care-i treaba cu el. Eu am mai încercat la un moment dat un concealer de la Tarte, acela faimos al lor. Și nu pot să zic că m-a dat neapărat pe spate, dar acesta fiind ultra creamy, mă gândesc că poate este mai ok. Acela mi se părea că se strânge cumva în liniile fine, ridurile fine de sub ochi. Nuanța cred că este una potrivită. Mă uit în oglindă ca să văd ce Dumnezeu fac. Și sunt super curioasă de pudra de la Estée Lauder. Să văd cât de bine acoperă și dacă se comportă mai bine decât mult legretata pudră de la L'Oreal, pardon, care mi s-a spart în bagaj atunci când m-am întors din Paris. Mă uit că nu prea mi se pare că acoperă cearcănele, sincer să vă zic. Nu știu de ce. Vedeți cum se vede cearcănul aici? Să știți că așa se vede și în viața reală. Nu înțeleg care e hype-ul acesta cu concealerele de la Tarte, pentru că am impresia că mi se adeverește prima impresie și anume că nu prea îmi plac. Adică mi se pare de 1000 de ori mai bun, cel puțin momentan, acesta de la L'Oreal din gama Infallible, deci nu știu ce Dumnezeu. Poate ar trebui să aplic mai mult, dar nu-mi place, pentru că dacă este mai mult produs, se strânge. Nu înțeleg ce se aude afară. Mai țineți minte când eram mici, deveneau tot felul de mașini și strigau diversi oameni că au chestii de vânzare. Varză, varză, varză. Asta a fost în toamnă aici la noi. Varză, varză, varză. Acum iar cred că sunt... Auziți? Nu știu dacă captează camera, dar țipă cineva, dar nu știu ce vinde. Nu înțeleg, jur. Stați că sunt curioasă. Nu știu. A, fiare, fiare, fiare. Vine cu fiarele. Gata, am elucidat misterul. Revenind la machiajul nostru... Concluzie, nu mi se pare că acest concealer face vreo treabă bună, nu mi se pare că sunt acoperite cearcănele, este un fail. Nu știu, o să-i mai dau o șansă, dar cel puțin la prima impresie sunt foarte dezamăgită. Să sperăm că nu este cazul și cu pudra de la Estée Lauder. Doamne ajută, ținem pumnii strânși. Așa arată produsul, vi l-am arătat și atunci în haul și aici aveți acest aplicator. Eu mai întâi vreau să încerc cu pensula cu care obișnuiam să aplic și pudra de la L'Oreal.
Este o pensulă de la Docolor, arată foarte bine și mi se pare destul de potrivită pentru astfel de produse. Și hai să vedem, Doamne ajută. Nu te cred. Ai, 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 ce închisă este. Și vă jur că atunci când eram în Sephora, în Paris, de unde am cumpărat acest produs, am stat, cred că, minim 10 minute să găsesc nuanța potrivită. Eu aveam la fundul lor de ten la Double Wear, pentru că și pudra asta face parte din aceeași colecție 3-in-1, iar eu pentru asta mi-am luat 5-in-2, 5-in-2 Amber Honey. Și cel puțin la prima impresie mi se pare foarte închisă. Și nu înțeleg de ce, pentru că 3-in-1 era prima nuanță și era foarte, foarte deschisă. Da, superb. Superb, superb. N-am nimerit-o nici pe asta. Dar măcar ne putem face o impresie despre cât de bine acoperă și nu mi se pare că acoperă bine deloc. Pentru că încă mi se mai văd petele de aici, dacă le observați. Mi se pare că încarcă și tenul destul de mult și că se văd porii. Che pasa? De ce nu mai găsesc și eu un produs care să-mi placă la fel de mult ca cel de la L'Oreal? Why? Da, se pare că va trebui să o recumpăr pe cea de la L'Oreal. Am încercat și cu pudra de la Guerlain, am încercat și cu pudra de la Estée Lauder, care sincer nu mă așteptam să mă dezamăgească, pentru că gama aceasta Double Wear a fost una dintre preferatele mele în ceea ce privește fondurile de ten. Dar da, mi s-au uscat buzele rău de tot. Și pun produs. Am încercat și produsul acela de la Lanolips, tot așa luat din Paris. Și îmi place, dar atenție că este foarte, foarte gras. Eu îl pot folosi doar noaptea. Da, nu-mi place. Nu mi se pare uniform și acum nici nu mai am pudra de la L'Oreal să mai acopăr cu ea și să mai uniformizez un pic nuanța tenului, dar așa va trebui să ies. Asta este situația, nu putem face altceva. Este foarte închisă nuanța, dar nici nu voi încerca să o schimb și să-mi recumpăr produsul, pentru că nu-mi place deloc cum se comportă pe ten și cum acoperă. Dacă ar fi să aleg între pudra aceasta de la Estée Lauder și acest produs de la Gucci, să știți că pe acesta l-am testat și am filmat, doar că o să apară într-o duminică în clipul acela de daily vlog, de tip daily vlog. Știți că m-am zis că vreau să fac și așa ceva, pentru că fiind multe clipuri statice, nu vedeți ce se întâmplă câteodată în zilele mele. Așadar, ne folosim de acel daily ca să vă mai pun așa la curent cu viața mea în zilele în care nu vedeți acest lucru. Am testat și acel produs și dacă ar fi să aleg între acestea două, cu toate că sunt produse de tipuri diferite, acesta este gen cushion. Uitați că vi-l mai arăt o dată în cazul în care nu l-ați văzut în haul. Este din acela cum era cel de la, cum îi spune, doamne, de la Dr. Hedison. Îmi place ăsta, o să vedeți voi în vlog mai multe detalii. Dacă ar fi să aleg, clar îl aleg pe cel de la Gucci. Da, dezamăgitor, ce pot să zic. Acum vreau să pun un picuț de blush. E să caut o pensulă pe aici, să vedem dacă o găsim. Trebuie să fac neapărat curat la pensulele astea, pentru că este teroare, teroare aici. O să folosesc aceeași paletă de la Dior, pentru că îmi place foarte mult. O să schimb iluminatorul. Și o să-l încercăm pe acesta de la Essence, pentru că nu știu dacă l-am încercat alături de voi. Facem chestia asta imediat. Cam așa, și o să vin un pic cu burețelul să mai estompez, pentru că oricum este fondul de ten foarte, foarte închis și atunci și blush-ul mai închide un pic. Apoi, iluminatorul despre care vă spuneam este acesta de la Essence, Make Beauty Fun. Este
Nu vă zic mai multe. L-am trimis și cadou de Secret Santa. Nu știu dacă ați apucat să vedeți clipul, așa că nu vă zic cui am trimis, ca să vă las pe voi să descoperiți. O să punem un picuț aici. Îmi place foarte mult cum iluminează zona și are cumva irizații din acestea care bat și spre roz. Îl puteți combina foarte frumos cu blush-ul. Eu aplic prin tot produsul, scutur pensula și apoi vin aici deasupra pometelui și îmi place foarte, foarte mult cum se vede. Tot așa venim puțin și estompăm, ca să nu strălucim foarte mult. Este miezul zilei. Nu putem să arătăm, din punctul meu de vedere, să apărem pe stradă cu un machiaj foarte aprins, așa, in your face, ca pentru seară. Rimel, mascara, de fapt, o să o încerc pe aceasta din calendarul Advent de la Yves Rocher. Se numește Intens Metamorfoz și acum o să am nevoie eu de o oglindă. Vă arăt și peria, că nu cred că am desigilat mascara atunci. Cam așa arată peria și hai să vedem care-i treaba. Nu mi se pare că alungește genele, dar mi se pare că le încarcă așa destul de mult, le dă volum, dacă vreți, dar de alungit nu le alungește, așa că evident că m-am murdărit. Dacă vă doriți de o mascara care să alungească genele, nu mi se pare că aceasta este una pentru voi. Mi se pare totuși că le încarcă un pic cam mult, dar arată bine, zic eu, ca să faceți așa o diferență. Cam așa se prezintă și ce mă enervează, că m-am murdărit. Bun, hai să aplicăm și la celălalt ochi și mă curăț eu apoi. Să știți că eu am aici bețișorul, era să zic o toneta. Am bețișorul pregătit, știu ce se întâmplă de fiecare dată, așadar nu am încotro și va trebui să urmez și acest pas. Mă uit în oglinda de acolo. Am încercat în toate felurile, și să mă uit în sus și să mă uit în jos și mișcările de zigzag, am încercat să renunț la ele, că am zis că poate nu mă mai murdăresc, dar nu. Nu am acest noroc. Din păcate, aici nu mi se pare că se mai aplică la fel de bine, dar nu știu de ce. Ia să iau oglinda lângă mine. Să știți că o să vă arăt și produsul de styling pentru păr despre care v-am zis. Dar asta o să se întâmple după ce mă întorc eu acasă, pentru că acum nu mai am timp să fac acest lucru. După ce îmi termin treaba în oraș, mă opresc direct la sală și n-avea rost să mă spăl înainte pe păr și apoi mă duc să-l iau pe Luca de la școală și cât mai stă el prin casă și se duce la antrenament, o să mă spăl și pe păr și folosim și acea perie. Dar momentan trebuie să plec cât de curând. Da, impresii despre produse, v-am zis despre fundul de ten și despre concealer. Mascara asta, nu știu dacă este neapărat pentru mine, pentru că mi-ar plăcea să alungească un picuț genele. Mi se pare că sunt și un pic cam dezordonate, dar fiind la prima testare, o să-i mai dau o șansă. Sunt mai bune unele mascara după ce se mai usucă puțin. Bun, mă duc, mă îmbrac, am fugit și ne auzim puțin mai încolo. Ne-am adunat și noi de pe drumuri într-un final. A fost o zi lungă și încă nu s-a terminat. L-am luat pe domnul de la școală după ce mi-am făcut și eu toate treburile. Am fost și la sală, de aceea mă vedeți îmbrăcat așa. Bună, mam! Bună! Cum a fost ziua ta la școală? Bună! A? Bună! Bună! Stai confortabil aici, că avem de discutat. Da. Ne-am așezat aici lângă șemineu ca să ne apucăm și noi să ne facem ghetuțele, pentru că la noapte cine vine? Moș Crăciun. Moș Nicolae. La noapte vine Moș Nicolae. Câte perechi de ghete ți-ai luat tu aici? Trei. Și ești pregătit? Nu, la noapte, mâine la noapte. Nu, noaptea asta. Adică mâine voi vedea cadou. Da. Ești încântat? Da. Ce crezi că o să primești? Nu știu. Nu știi? Mandarine și ceapă. Ceapă sau unuia? Ceapă am primit anul trecut, deci primești și anul ăsta. Ai primit ceapă anul trecut? Unde? La tataie. La tataie? Și cartofi. Da?
Și ce ai făcut cu ei? Ai făcut o mâncare? I-am dat mamaie. Și ți-a făcut mâncare, nu? Da. Hai să dăm și din mâini, dar stai puțin că voiam să zic ceva. Am primit eu de la o prietenă tare dragă mie. Da. Un cadou. Da. Și ți-a trimis ție ceva. Da. Hai să-ți arăt, vrei? Da. În primul rând. Babibam! Adică babibam. Cum? Adică babibam. Babibam, adică surpriză. Ce este? Un caiet Harry Potter. Și? Tare? Da. Îți place? Da, cam ce? Gol. Păi cam gol pentru că trebuie să-l umpli tu. Și ia uite, mai ții minte când au venit copiii la tine și spuneați glumițe din alea? Cum era aia cu, cu Lady Gaga? Cum se numește fica unui gâscan? Cum se numește? Lady Gaga. Uite, ți-a trimis o carte, 500, cum se numește? 500 de glume jucăuse pentru copii. Stai că vă zic două acum. Vrei să ne zici două? Da. Hai. Cu animale. Ok, deci. Așa, deci. Hei, câinele tău m-a mușcat de gleznă. Îmi pare rău, dar până acolo ajunge. Vrei să... N-am prins-o pe asta. Deci. Hei, câinele tău m-a mușcat de gleznă. Îmi pare rău. Doar până acolo ajunge. A, pentru că e mic și n-a putut să-l muște de mai sus. Ok. Alta. Vrei să te joci cu noul meu câine? Nu știu ce să zic. Pare cam fioros. Mușcă? Asta vreau să aflu. Și mai zic una. Așa. Un motan se apropie de un acvariu și încearcă să prindă peștișorul auriu din interior. Acesta din urmă îl vede și mâre. Ham, ham! Motanul se sperie și fuge. Peștișorul îngână fericit. Ce bine că am învățat o limbă străină. Da, hai să citesc eu una, că am citit de pe aici, de pe spate. Cică, care e cel mai deștept monstru? Frankenstein. Da, de unde ai știut? Nu știu, pentru că e mare. Dar nu, n-ai prins jocul de cuvinte, e Frank Einstein. Ai nimerit-o așa, că ai nimerit-o, dar nu te-ai gândit la asta, nu? Dar nu e tare? Ba da. Sau, de ce și-a luat fermierul o vacă maro? Nu știu. Pentru că voia cacao cu lapte. Deci este o carte cu o grămadă de, de glume. Vă mai zic încă o pagină, care e doar 3. O pagină. Dar încearcă cu altceva, în afară de animale. Păi să o las. Deschide, uite, de exemplu, cartea la jumate și vezi ce... Gata. După ce mi-am cumpărat... Da, zi-mi despre ce e vorba. Aparat auditiv. Așa, ia zi. După ce mi-am cumpărat acest aparat auditiv performant, pot să aud până la 100 de metri distanță. Super! Și cât te-a costat? Ora e 4 fără un sfert. Atât de bine aude? Da. Mai am două. Comedie și tragedie. Un tânăr își întreabă prietenul devenit actor de curând. Prima ta piesă e o comedie sau o tragedie? Dacă se vând multe bilete, e o comedie. Altfel e o tragedie, răspunse actorul. Ultima. Stația de autobuz. Mă poți ajuta, prietene? Caut stația de autobuz. Iar s-a pierdut! Îți place cartea? Da. Uite, vă mai zic una și gata. Una și gata, bine? Da. Ok. Semne. Maria, crezi în semne? Angelica. Oh, da! Unchiul meu a avut un accident grav fiindcă n-a fost atent la semne. Maria, serios? Angelica, da, în special la semnele de stop și interzis la stânga. Asta nu e atât de bună. Bine, mai zic una. Hai, ultima. E-mail. De ce e ud monitorul meu? Am încercat să trimit un e-mail, dar n-am reușit să lipesc timbrul. Asta e bună. Îți place cartea? Da! Uite, pe prietena mea o cheamă Milana. Ok. Vrei să-i spui două vorbe? Da. Mulțumesc! Mulțumesc, Milana! Mulțumesc, Milana! Uite, Milana ți-a mai trimis aici ceva. Da. Și zice așa.
Citești tu? Produsele din Serbia. Poate vrei să filmezi cu Luca dacă... Dacă nu. Dacă nu, să se bucure Luca de ele. Ai înțeles scrisul Milanei de mână, nu? Da. Da, ia să spun eu ție o întrebare de 10 puncte. Da. Care este capitala Serbiei? Uh-oh. Câteva momente de liniște. De suspans. Luxemburg. Glumeam. Belgrad. Bravo, mă, mică, mă, bravo, mă. Da, Luxemburg e o țară. Și e și o capitală. A, am vrut să văd dacă te prind. Uite, Milana ne-a trimis aici niște dulciuri. Da. Și putem să facem un clip de ăla de degustare, vrei? Da. Da? Atunci nu le mai desfacem. Acum îți arăt atunci când facem degustarea. Vreau să văd câte sunt. Câte sunt? Da. Ok. Da? Facem? Deci așteptați un clip de degustare de la noi pentru că îl vom face. Mulțumim tare mult, Milana. Acum trecem la ghetuțele noastre. Eu mi-am pus o singură pereche, aceasta de aici, și aș avea nevoie de niște șervețele, ai? Tu ești foc de cartea aia, nu? Da. Hai să facem ghetuțele și mai... Vă mai zic o glumă. Bine. Da, hai să facem. Să văd dacă e amuzant. Eu dau din mâini până una alta. Au! Opa. Am dat și din cot cu ocazia asta. Îmi pun această pereche de ghetuțe pe care o am la îndemână. O pereche de la Inuiti. Ah, da, amuzant, am găsit-o. Ai găsit? Bine, pune semn și hai să dă din mânuțe și să ne facem ghetuțele pentru moșul. Trebuie să fie curate, că altfel moșul să știi că nu ne lasă nimic. Ne lasă poate o nuia, că n-am avut grijă de ele. Opa. Unde? Uite, vezi că le-ai pus pe șemineu aici. Ținând cont de faptul că ne-am lungit un pic cam mult cu acest clip și pentru că mâine suntem invitați la un Nicolae, m-am gândit... La un Nicolae? Păi mâine e Sfântul Nicolae. Știu. E ziua lui Nicu. Și pentru că suntem invitați, așa cum vă spuneam, la un Nicolae, cred că o să lăsăm noi testarea produsului de styling pentru mâine. Și o să mă spăl pe cap după ce vin mâine de la sală, ca să fiu și o drăguță pentru mâine seară. Uite, ce aveam pe ghetele mele purtare. Ai văzut? Azi l-am purtat la școală și uite ce s-a făcut pe el. Cred că ești prea, mult prea aproape. Aici? Mai la dreapta. Aici? Hai, că au gheata la dreapta. Da, au văzut, gata, sigur au văzut. Okay. Pentru că dragul meu copil joacă la școală fotbal. Și atunci trebuie să-i dau la școală tot ce am mai prost. Și m-am hotărât să-i dau tot ce am mai bun. Mare, mare greșeală. Ai zis dragul tău copil. Da. Păi mi-ești drag. Și ție ți-e drag de tine? Nu, și mie mi-e drag de tine. A, mulțumesc. Da și de mine. Cred și eu că ți-e drag. Asta se usucă, nu? Că am dat cu... Da, se usucă. Uite, aici o cârpă. Ți-am dat și cârpe uscate. Păi am luat. Bun. Dar se șterge. Păi nu, că trebuie să se usuce un pic. Tu ia adică doar excesul. Apă, se șterge. Da? Ia ce arată pereche. Iau. Da, asta vă spuneam, așa că urmăriți în continuare acest vlog, mă, urmăriți mâine, pentru că o să și vă arătăm, o să vă și arătăm, nu știu ce am zis mai devreme. O să vă arătăm și. Da. Ce primim de la Moș Nicolae în cazul în care primim ceva? Căci nu se știe niciodată. De ce am impresia că voi primi nuiele? Nuiele? De ce meriți nuiele? Dar am citit o carte. Așa. Care zicea că Moș Nicolae nu vrea să mai dea nuiele. Care zicea că nu mai vrea să dea nuiele pentru că altfel copiii nu s-ar simți bine. Și a zis că vrea să dea cel mai frumos cadou din lume. Care el? Ghice. Iubire multă. Nu. Cărți. Cărți? Dar în ce carte ai citit-o asta? Iarnă de povești. Aceea pe care o citești pentru școală, nu? Pentru luna decembrie. Iarna de povești. Era așa, o iarnă plină de povești. Da? Da. E frumoasă cartea, le-o recomand și copiilor care te urmăresc? Da, păi mi-am dat 3 capitole. Da? Așa repede a mers? Azi de termin, pe are doar 7. Ok. Și are 70 de ore. Bun. Mai ai la ghetuțe? Puțin. Puțin?
Deci, crezi că primești nu ele, a? Nu, cărți. Cărți? Dacă nu ele, nu cărți. Păi și ce, nu-s frumoase cărțile? Ba da. Chiar sunt. Sunt, da. Și mie îmi plac mult. Dar unele care sunt prea lungi, nu le înțeleg. De exemplu, aia cu... Cum se numea? O sărbare de Crăciun nereușită. Da, cred că este cartea pe care v-am prezentat-o eu în primul vlogmas. Nu i-a plăcut deloc. Nici n-a terminat-o, nu? Nu. Și aia cu Pifii Păpădie sau cum e? Nu, tu fii Păpădie, n-ai apucat să o citești pentru că momentan citește cartea pentru școală. Da. Și din aia n-am înțeles nimic din prima. Nu? Nu. N-am citit-o, nu știu să vă zic dacă este atât de complicat scrisă, dar vă dă Luca impresia de copil cititor. Bun. Mai am o pereche. Mai e o pereche? Terminăm aici de lustruit, le așezăm și noi. A, și trebuie să ne mai zici gluma. A, da. Le așezăm și noi pe poziții și cam acesta cred că este vlogul de astăzi. Ca să încercăm și noi așa să încheiem seara, să apuc să-l editez, să-l și postez mâine. Și o să rămână să ne auzim mâine, să vă arătăm care a fost treaba cu moșul, dacă am fost cu minți sau nu. Și să folosim într-un final. Este vorba despre o perie, dar o să vă explic mâine mai multe. Gata? Da. Hai, ne zici gluma? Deci. Un băiat descurcăț. Fiule, dacă ai fi în natură departe de aici, numai cu o busolă, cum ai folosi-o ca să te întorci acasă? Simplu. Aș vinde și cu banii mi-aș cumpăra un bilet de autobuz. Tare. Bun, mulțumim tare mult pentru ate. Fiule, caritate. Fiule, să nu uiți, caritatea începe de acasă. Bine, tata, atunci dă-mi 100 de lei. Bun, gata, că dacă vă las, dacă mai stăm, Luca vă citește toată cartea. Chiar aș vrea. Da, păi uite, te bagi în canapea și o citești. Încă o dată mulțumim, Milana, dar pentru... Dar dacă nu citești, mie n-are niciun sens. Trebuie să ți-o citești. Lasă că ne mai zici, aduni câteva glume bune. Da. Și când facem clipul cu degustarea, ne mai citești glume. Bine. Da? Mulțumim încă o dată, Milana, pentru cadouri. Mulțumim și vouă că ați ajuns până aici cu vizionarea și abia așteptăm să ne revedem mâine cu, virgulă, cadourile de la Moș Nicolae. V-am pupat! Pa! Pa!